tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Mă bucur maxim să vă revăd. Este trecut de ora 12 noaptea. I know. Dar vlogul trebuie să continue, așa că eu încerc să fac tot posibilul să fiu aici pentru voi. Iar astăzi am lângă mine efectiv un sac de produse. Nu am exagerat în titlu, chiar am un sac de produse. Vedeți? Am un sac! Un sac! Un sac de produse pe care vreau să îl desfac aici împreună cu voi. Cam am idee ce se află înăuntru, însă nu l-am desfăcut așa să văd ce și cum. Și de ce m-am gândit că poate vă interesează și pe voi să vedeți ce mi-a dus Moș Nicolae, așa că haideți să începem. Bine, spun Moș Nicolae pentru că eu aceste cadouri le-am primit mai devreme și le-am primit în cadrul evenimentului Beauty Passport, la care am fost prezentă pe 1 decembrie, dar de atunci și până acum am zis că ar fi mișto să... Nu știu, să le păstrez ca fiind de la Moș Nicolae, căci mi-e se doar de copilărie și de tot ceea ce ține de sărbătorile de iarnă. Iar cum mama mea nu este aici să-mi pună cadouri la geam, m-am gândit că, well, am să iau acest sac de produse drept cadou de la Moș Nicolae, așa că am să vă arăt și vouă ce am primit. By the way, voi ce ați primit de Moș Nicolae? Lăsați-mi în comentarii și spuneți-mi ce ați primit de Moș Nicolae și ce v-ați dori de la Moș Crăciun. Bineînțeles că nu cred că voi ține tot ce se află în acest sac. Sunt doar produse de beauty și machiaj. Nu le voi păstra doar pentru mine, căci nu sunt așa de egoistă. Așa că stați pe aproape, urmăriți-mă pe Instagram și acolo veți avea parte de foarte multe surprize, giveaway-uri și așa mai departe. Deci eu nu știu ce mai așteptați, de ce nu mă urmiți acum pe Instagram? Am să trec printre ele destul de rapid, că sunt o grămadă de produse, dar vreau să... chiar sunt curioasă să văd ce se află înăuntru și vreau să ne bucurăm împreună, căci bineînțeles mai multe dintre voi vor primi o parte din aceste produse. Încep în prima oară cu această plăsuță super mega cute de la GeroVital, apă micelară cu acid hialuronic și vitamina C. Nu am auzit de un asemenea produs până acum. Hey, wow! Ce mai avem aici? Fiole cu acid hialuronic și vitamina C. Oh my god! Am auzit foarte multe chestii despre aceste fiole. Am fost foarte curioasă să le testez și eu, așa că Moș Nicolae, îți mulțumesc că mi-ai citit gândul. Abia aștept să facem ceva, o rutină, să le testăm împreună, să vedem ce și cum. O cremă anti-rid de zi. Ok. GeroVital, încerci să-mi spui că deja am trecut de 30 de ani? Ce mai avem aici în plasă? Oh my god, GeroVital Beauty Brow Powder Kit de sprâncene. Nu știam că cei de la GeroVital fac și produse de make-up. Îmi place mult ambalajul, este un kit de sprâncene. Chiar foarte mișto, uitați-vă la asta. Apoi, tot de la GeroVital, mai avem un ruj roșu în fucsia. Este foarte, foarte drăguț. Ok, am o plasă pe care scrie Wash and Go. Este super cute. Îmi plac mult. Eu am ceva cu plasele. Sunt pasionată de plase. Da, am o problemă. De la Wash and Go avem... Este o apă sub formă de balsam care ajută la descălcirea părului. Miroase chiar destul de mișto. N-am auzit niciodată despre această apă. O, ceva de la Melchior. Cam știu ce se află aici pentru că le-am văzut pe toată blogosfera și pe tot Instagramul de la noi din România. Yay! Este un ambalaj foarte, foarte drăguț. În primul rând am primit și eu această oglinjoară pe care scrie Your Perfect Mirror, Miss Mândra. Foarte, foarte mișto. Am văzut-o și la celelalte fete și, sincer să fiu, abia așteptam să primesc și eu una la fel. Iar, după cum vedeți, avem aceste trei farduri colorate în steagul României. Roșu, galben și albastru, ceea ce este foarte, foarte cute. Abia aștept să le folosesc și să realizez un machiaj cu ele, căci e foarte, foarte drăguț. Mulțumim, Melchior! Ok, haideți să trecem mai departe, să vedem ce se mai află în sacul misterios. O chestie de la Elmi Plan. Nu știu ce e chestia asta. Haideți să vedem împreună. Este un gel anticelulitic ce conține cafeină. El arată cam așa. Miroase foarte frumos. Cred că știu, este gel din acela pe care îl pui pe corp și apoi îți arde celulita. Foarte, foarte mișto. Chiar am să-l încerc. Mulțumesc, Elmi Plant. Super tare. De la Bioten avem un lapte de machiant cu miere și cimbrișor și o loțiune tonică la fel cu miere și cimbrișor. Nu am auzit niciodată despre acest brand. Sunt foarte nerăbdătoare să îl testez și
să vă spun și vouă ce și cum. Ok, avem o plăsuță de la Tezorii de Oriente. Mie îmi place super mega mult acest brand. Când am fost în România, mi-am cumpărat de la ei 2 geluri de duș și 2 spray-uri pentru corp. Și sincer să fiu, de fiecare dată când mă dau cu spray-urile de corp, primesc doar complimente pentru că miros absolut senzațional. Ok, un gel de duș Tezorii de Oriente cu green tea, matcha green tea. Este vorba despre acesta. Oh, da, miroase super bine, exact cum așteptam. Mie-mi plac foarte mult mirosurile astea de plante și de spa, așa că bine ai venit în viața mea, abia aștept să te pun pe corpul meu. Le Petit Olivier. Oh, am auzit, am văzut foarte multe Insta story-uri pe Instagram la celelalte fete cum au primit produsele Petit Olivier. Îmi place foarte mult numele acestui brand. Ah! Oh. Știți ce miroase? A lămâie, a citric, a... Mamă, deci... E mirosul meu preferat. Atât de fresh. Wow! Abia aștept să mă spăl cu el. Cred că acesta e următorul în baie. Căci mai am un săpun de la The Body Shop care miroase exact la fel. Dar acesta este gel de duș și miroase și mai puternic. Deci... Ah, mulțumim! Mulțumim, Le Petit Olivier! Ce tare! Step! Viso in Bikini. Ah, este o cremă epilatoare. Este o cremă pentru înlăturarea părului nedorit ce vine cu un tub de cremă, bineînțeles, și o ustensilă din aceasta cu care înlături crema după ce și-a făcut efectul. Mai avem un săpun de mâini de la Vidal. Super mișto. Mai departe am primit o plăsuță foarte drăguță de la Note Cosmetics. Am primit acest Sun Glow Foundation cu SPF 15 și vitamina E. Cred că este un fond de tent și se strălucește așa mai mult pentru vară. Este chiar foarte drăguț. Uitați-vă la ambalaj. Deja mă văd purtându-l la un ten așa mai măsliniu. Mai avem un fond de ten Note cu Detox and Protect Foundation. Pe acesta eu îl am de 2 ori, așa că și acesta cu siguranță va pleca către giveaway. Și mai avem un Luminous Silk Compact Blusher. Acesta este un blush. Opa! Opa! Uitați-vă cât e de drăguță culoarea! Mulțumim, Note Cosmetics! Apoi, de la mica mea familie, NYX Cosmetics! Am un tuș Strictly Vinyl Eyeliner. Este un eyeliner într-o nuanță de maro. Apoi mai am această chestie, Sheen Spirit Eye and Face Gloss. Ah, ok, este acel gloss care se poate pune și pe ochi și pe buze. Foarte, foarte mișto, abia aștept. Nu l-am testat niciodată. Un iluminator. Wow, ok. Nici pe acesta nu l-am, așa că e binevenit. Eu ador iluminatoarele, deci welcome into my collection. Care mai avem un ruj de la NYX Sleep Tease. Este un ruj mai închis la culoare. Și apoi mai avem încă un fond de ten NYX Total Control Drop Foundation. Este vorba despre acesta. Eu mai am încă 2 și le folosesc destul de des. Mai avem 2 chestii super, super drăguțe de la The Makeup Shop. Îmi place foarte mult săculețul în care au venit ambalate și sortate și făcute. Și înăuntru avem un Glitterland Boysenberries Makeup Crush. Este un pigment așa cu sclipici foarte drăgulaș. Iar apoi mai avem acest Eye Booster Pro Makeup Mixer. Cred că este acea soluție ce o pui în machiaj ca să intensifice culoarea. Poți să îl pui gen în eyeliner dacă s-a uscat sau în farduri pentru a le ridica intensitatea. Mi se pare super mișto. Chiar abia aștept să le încerc. Mulțumesc The Makeup Shop. Mai avem șervețele. Mai avem șervețele umede de la Clinéo. Și tot de la Clinéo mai avem hand spray. Ok, mi-o să mi-l trebuie la muncă și antibacterial wet wipes. Și o ciocolată de la Heidi cu cafea. Foarte tare. Abia aștept să mănânc, sincer. Sacul nostru zici că nu mai are fund, frate. Wow, am aici o plasă de la Secom. Ta-da! O plasă destul de grea, sunt foarte curioasă să văd ce se află înăuntru. Șervețele. Cred că astea sunt de la DM. Haideți să vedem.
De la DM am primit o chestie, nu știu, dar ce se află în această chestie? Ok, este o chestie pe care poți să-ți prinzi pozele, dar foarte, foarte drăguță. Dazzle Eyeshadow Palette. Îmi place foarte mult ambalajul. Haideți să vedem. Oh my god. Oh my god. Uitați-vă la chestia asta, cât e de drăguță. Wow. Ce mai am aici? Doamne, sfinte sisoie. Un ruj mat Trend It Up Lip Cream. Este de un nude, așa. Și acesta ce este? Swing Liner Chrome Effect. Wow. Arată super mega ciudat. Oja. Ce mișto e oja. Soft Matte Nail Polish. Este oja mată în nuanța 702. Foarte drăguță. Trebuie să fac un ghilor cum că zvarză. Brow Game Kit. Un kit de sprâncene. Apoi mai avem un șampon pentru părul blond de la Balea. Eu ador firma Balea, anyways. Jesus Mario, dar câte am aici? Wow, și un gel de duș. Buttermilk and lemon, da. Știți cum miroase ăsta? A șerbet, îmi vine să-l mănânc. Ok, mai avem și o mască, tot de la Balea. Cred că este mască de față. Sau de păr, nu știu, nu sunt sigură. Apoi mai avem și un balsam de păr de la Balea. Foarte mișto, este un balsam de păr pentru iarnă. Ah, miroase superb. Apoi de la Andalou mai avem această cremă cu miros de clementine. Este o cremă de mâini ce miroase a clementine. Miroase a Crăciun, sinceră să fiu. Mulțumim, avem nevoie că vin vremuri friguroase, mâinile ne se usucă, trebuie să le ținem hidratate, iar apoi avem un Apricot Probiotic Cleansing Milk. Este un lapte de machiant, să zic așa, dar sunt curioasă să văd cum arată. Ok, arată chiar super mișto ambalajul. Avem și o carte de la Andalou Naturals. Secom. Ok, să știi despre fiecare produs în parte și văd că au o grămadă de produse. Mai aveam și așa o mască de față. O plasă de la BU. Și avem un spray. Un spray de la ei. Mamă, cum miroase! Oh, mi-aduce aminte de adolescență. Am mai găsit și niște... tot de la Strept, Body Hair Removal Strips. Ok, niște benzi pentru epilat. Oh my god, this is my favorite, Mr. Scrubber. Și eu te iubesc, uitați-vă cum arată acest pachetel. Deci, nu vine să-l desfac, dar vreau să-l desfac pentru că vreau să vă arăt și vouă ce se află în pachetel. Sunt îngântat să te cunosc și eu, serios. Skin Clay Mask, mască hidratantă pentru față cu peony extract și pearl powder. Asta este cu miros de, cum le zicem la florile alea, că știu pe engleză cum... Bujori. M-ai omorât, Mr. Scrubber. Mai avem un Wow Lips Plumping Lip Scrub cu Honey Melon. E ceva galben înăuntru. Am să te mănânc. Și ultima chestie din pachetul de la... E pe jos. Din pachetul de la Mr. Scrubber avem un Coffee Bean Scrub Sexy Chocolate. Este un scrub de corp, deci da, Sexy Chocolate mă așteaptă. Ok, am găsit și ceva de la tot de la Gerovital Makeup. Este un fond de ten, am impresia. Da, este un fond de ten Skin Foundation în nuanța nude cu acid hialuronic și vitamina E. Foarte tare. Scuze, nu te-am văzut până acum, dar te-am descoperit. Am mai găsit și o carte foarte drăguță, o zi de decembrie, de la editura Nemira, cu siguranță am să o iau cu mine și o să o citesc. Am auzit că este o carte foarte bună și are și acest bookmark, să zic așa, foarte mișto, foarte, foarte mișto. Abia aștept să te citesc o zi de decembrie și îmi place foarte mult coperta acestei cărți. Super cute.
Mulțumesc, editura Nemira. Wow! Ok, și ultima plăsuță din acest haul de Moș Nicolae sunt produsele de la L'Oréal Paris. Mulțumim, L'Oréal Paris. Am primit un spray fixant All Nighter de la Urban Decay. Acesta este preferatul meu. Când l-am văzut, am leșinat, efectiv. Mulțumim mult de tot, L'Oréal. Ulei Midnight Recovery Concentrate de la Kiehl's. Mai am încă unul, pe acesta cu siguranță îl voi da într-un giveaway, pentru că am deja unul, n-are rost să țin 100. Aoleu! Mai avem, tot de la Urban Decay, un gloss, Ultra Cushion Lip Gloss. Wow! Este un gloss cu sclipici. Jesus! Mamă, deci nu știu dacă vedeți, frate, sclipiciul, dar este demențial. Wow! Wow! Miros așa, mentă. Stați așa. Oh my god, pe ăsta scrie party party, bumții bumții. Este absolut superb. Nu știu dacă vedeți bine, dar am pus un pic pe mână. Apoi mai am o apă micelară bifazică pentru toate tipurile de ten. Foarte mișto. Una din asta întotdeauna vine handy, să zic așa. Și un șampon uscat, Invisible Dry Shampoo, în nuanța, în aroma Fresh Crush. Ok, super mega cool. Abia aștept să-l testez. Acestea sunt toate minunățile pe care le-am găsit în sacul lui Moș Nicolae. Cu siguranță nu voi păstra multe din aceste lucruri, pentru că vreau să-mi împart cu voi bucuria și vreau să vă transmit și vouă vibe-ul acestor sărbători de iarnă, așa că multe dintre aceste lucrușoare vor merge spre giveaway, deci nu uitați să mă urmăriți pe Instagram. Mulțumesc mult că m-ați urmărit, nu uitați să dați un mare subscribe și ne vedem data viitoare într-un nou vlog. Vă pup, vă iubesc și aveți mare, mare grijă de voi. Mua! Pa, pa! Trouble, 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 hey.